Mă bucur și campaniile curale sau încă nu. Începem? Toată lumea este conectată? În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați venit la această conferință. Și voi încerca să fiu cât se poate de succint. Pentru că știu că sunteți foarte ocupați. Dar urmează să vin cu o reacție la cele care s-au întâmplat în aceste zile. La acțiunile domnului Chironda. Și după această conferință, cred că nu voi mai comenta sau voi reacționa la aceste subiecte. În primul rând, pentru că cineva se vrea tare mult văzut, auzit, suntem și în campanie electorală. În această campanie electorală sunt mulți oameni foarte vocali. Reiterez, eu am angajamentele față de chișinăuieni, față de oameni și responsabilitățile în fața chișinăuieni, respectiv a oamenilor. În aceste angajamente a fost și formarea echipei cu care am venit în executiv la primărie. Eu am fost cel care i-am propus domnului Chironda această funcție, iar lucrurile nu pot continua de o asemenea manieră ca eu să răspund la majoritatea inacțiunilor și nereușitelor sale. Primăria nu se administrează doar în Facebook. Nu este o simplă organizație unde doar vorbim despre probleme. Primăria este ceea ce se întâmplă azi și acum în teren. Acolo unde sunt adevăratele griji ale oamenilor și nevoi. Pe stradă, în curțile blocurilor locuit, râul Bâc, stația de depurare, borțele din capitală, care sunt multe, clădiri lăsate în paragină, spații verzi abandonate, instituții educaționale, medicale, sociale, care sunt multe. Primăria este despre gestionarea pandemiei într-un an foarte critic. Primăria este despre deșeurile pe care le colectăm și unde le depozităm. Mizeria care era pe străzi și care era și în instituții. În acest an pandemic am inițiat aici, când toată lumea s-a oprit, sute de proiecte. Reiterez, Chișinău nu a avut atât proiecte niciodată în ultimii 10 ani, cumulativ. Am preluat problemele cronice legate de poligonul de la Țânțăreni, de stația de epurare, de eficientizare energetică, probleme legate de curățenie în oraș și multe, multe, multe altele. În această perioadă, dumneavoastră sunteți smartă. Am gestionat și gestionez capitala în regim manual, pentru că probleme sunt foarte multe. Nu am nici cea mai fericită relație cu guvernul, nu am surse mult mai multe decât au fost anterior, chiar sunt multiple probleme în acest capitol și am atenționat despre ele. Am acționat și am inițiat declarația de descentralizare împreună cu alți primari pentru a avea o mai mare autonomie locală, inclusiv financiară. Da, este inițiativa. Acum am auzit diferite lucruri în spațiul public, dar vreau să mai spun o dată pentru toată lumea. Am preluat cea mai coruptă instituție din țară. Asta nu zic eu, doar asta a fost calificat de către instituțiile abilitate, inclusiv organizațiile neguvernamentale. După un an de zile, în pofida tuturor declarațiilor, aceeași primărie este calificată ca una dintre cele mai transparente instituții și va deveni, așa cum am spus, în scurt timp, instituția numărul 1 la capitolul transparență. Astăzi este singura entitate unde
toate achizițiile care sunt peste 80.000 de lei se fac în regim electronic. Și este inițiativa mea. Este singura entitate, practic, unde sunt cooptate organizațiile neguvernamentale la elaborarea caietelor de sarcini. Atunci, unde am greșit, am învățat lecția și nu vrem ca aceste lucruri să se repete. Este singura entitate care a dezbătut public un buget timp de o lună, cu toate entitățile posibile. Mediul de afaceri, cu organizațiile neguvernamentale, împrături cu oamenii, diferite categorii de cetățeni, organizații formale și non-formale. Suntem pe ultima sută de metri pentru a lansa ghișeul unic în incinta primării. Chiar acum sunt făcute aceste reparații jos, la intrare, documentul electronic, resursele umane informate electronic, autorizarea în construcții, cu publicarea tuturor actelor în construcții, ceea ce nu ați fi văzut pe timpul administrației precedente. Bugetele publicate, cheltuielile publicate până la fiecare leu. Acum urmează să facem la jumătate de an, ca să vedeți dumneavoastră, în format electronic și vom trece în regim real ca aceste lucruri să fie văzute. Nu am numit oameni pe criterii politice sau pentru că îmi plac sau nu îmi plac. Am solicitat oamenilor să fie profesioniști la locul de muncă. Nu am dat afară în premieră în istoria acestei țări pe nimeni pe criterii politice. Nu mă interesează că este liberal, comunist, de la PAS, de la PLDM, democrat, socialist, dacă omul este la locul lui și își face bine meseria. Am dat afară pentru că nu au fost oamenii la nivelul așteptărilor, planurilor de lucru, indicatorilor de performanță. Pentru prima dată, repet, în istoria acestei primării au fost făcute evaluările personalului cu prezența întregii comisii și a acestor oameni. Și au primit calificative respective în baza realizărilor care sunt. În continuare, în ceea ce ține de combaterea corupției, voi reveni în scurt timp, suntem în pregătirea unei strategii locale și, repet, prioritatea va fi transparența, prevenirea și eliminarea riscurilor în acest sens. Asta nu înseamnă că aceste riscuri nu există și nu înseamnă că în primărie totul este așa cum ne-am fi dorit să fie. Referitor la echipă, fiecare membru al echipei a avut libertatea să-și aleagă oamenii cu care vrea să muncească. Repet, fiecare din viceprimari a venit cu persoanele cu care a vrut să muncească în funcția în care a fost investit. Repet, fiecare. Și și-a adus oameni. Ca să continuăm. Primăria nu este despre boceală. Primăria este despre răsuflicatul mâinilor și munca de dimineață până seara târziu, inclusiv în weekend. Am spus și nu este o noutate că foarte des administrăm capitala începând cu ora 4 dimineață. Și credeți-mă că în aceste condiții acest lucru este ușor verificabil și ușor de testat. În grupurile în care sunt pretori, grupurile problemele în oraș, cabinetul primarului și multe, multe alte grupuri, oamenii muncesc de dimineață și până seara târziu și aceste lucruri pot fi vizualizate. Ușor. Cine va dori? Noi putem să le publicăm. Constat că în această perioadă am urmărit o isterie a unui viceprimar care se vrea rămas în funcție. A venit cu acuzații nefondate atât la adresa mea, cât și a colegilor mei, a colegilor săi, mai multor angajați ai primăriei, și lumea astăzi este un pic nedumerită. S-a creat impresia la toți că doar unicul, el lucrează în primărie, iar restul toți sunt niște funcționari care nu au ce face de dimineață până seara decât să-l supere.
Vorbe și declarații absolut neprobate. Și nu pot fi demonstrate la această etapă. Iar dacă există lucruri, să le facă public. Toate la care se referă. Și întrebarea mea este de ce nu s-a făcut până acum. În aceste condiții este cel care persecutează colegii săi și tot cheamă în instanță, pe la procuratură, probabil că așa dumnealui vede lucrurile. Dar în același timp sunt proiecte foarte multe necesare pentru oraș, de care nu se preocupă, având un domeniu extraordinar de important. Cu nicio direcție nu a avut o relație bună de muncă, deși mereu am cerut de fiecare dată și pe fiecare să-și facă treaba. Și nu mă interesează plăcerile cuiva sau neplăcerile personale ale cuiva. Aștepta să merg în deplasare ca să iasă public cu ceea ce a ieșit în public. Murdărind colegii, instituția primăriei. Motivând că nu a fost auzit, lipsind o lună de la serviciu. Ok, și având COVID în această circunstanță, dar plecând peste hotarele țării, din informația pe care o dețin, fără ca să preîntâmpine absolut pe nimic. Am așteptat atâta timp și nu am ieșit cu o reacție, deoarece credeam că omul are anumite frustrări în această privință și va începe în sfârșit să lucreze. Nu l-am numit, nu l-am atacat, nici cum și nici nu am comentat. Ceea ce face în prezent este victimizare. El a uitat probabil că nu cetățenii l-au ales în funcție, ci eu l-am invitat în această funcție, deși mulți mi-au spus că este o persoană care poate să-ți bage cuțitul în spate. Toate aceste acțiuni sunt, în primul rând, datorită faptului pentru că știa că trebuie să plece. Acest lucru era inevitabil. Eu înțeleg acum, încearcă să se relanseze și să facă tot posibilul pentru ulterioara carieră. La dumneavoastră, la televiziune, că m-ați întrebat nu odată, la emisiunile la care am participat, eu am reclamat problemele cu care se confruntă municipalitatea, am dat de înțeles că există și responsabili pentru aceste probleme, m-ați întrebat dacă vor urma demisii, v-am spus că o să ne clarificăm. Am văzut că un viceprimar se plânge că nu are timp să se organizeze, să analizeze, să citească și să se expună pe demersurile și dosarele care sunt la el pe masă. Dacă intrați, cel puțin ultima dată când am fost eu, dosarele stau plite pe masă. Unele dosare câte 6 luni de zile. Dar pe asta vom reveni. Adică, ce trebuie să înțeleg eu din asta? Alți viceprimari reușesc, un viceprimar nu reușește. Nu reușește să vadă dosarele, nu reușește să-și aducă proiectele până la capăt, nu reușește să inițieze proiecte noi pentru oraș importante, nu reușește să iasă în teren, când l-ați văzut ultima dată în teren. Nu reușește să se preocupe de domeniile de competență ale sale. Infrastructura orașului, drumurile, trotuarele și multe, multe altele. I-am dat șanse de multe ori. Și am avut încredere că lucrurile vor evolua în direcția corespunzătoare. A ieșit cu învinuiri că cineva din viceprimar a semnat în locul lui. Este o procedură care se întâmplă atunci când nu este cineva din viceprimar sau primarul. Da, semnează viceprimarii alții. Nu este nimic nou. Și revenind la subiectul naționalului, eu vreau ca în aceste circunstanțe să se expună specialiștii, în primul rând. Doi, am dispus să fie făcută ancheta respectivă. Trei, țin cont de faptul că sunt depuse la organele de drept toate sesizările respective, vom aștepta și comentariile, reacția organelor de drept.
fără panică și fără multă gălăgie. Acum vreau să mă refer la proiectele restanțe ale lui Victor Chiron, pentru care eu trebuie să răspund. Pentru că oamenii mă întreabă pe mine. Iar eu trebuie, de fiecare dată, în cadrul ședințelor operative, ședințelor de planificare, ședințelor de monitorizare, să atenționez despre aceste lucruri. Partea practică legată de parcări. Victor Chiron, da, implicare zero. Suntem la un an și jumătate de mandat. A publicat un concept anul trecut, copiat din unele surse, ceea ce ați demonstrat și dumneavoastră mass media, la ziua de astăzi, dacă nu mai implicam eu ultimele 3 luni de zile, nu aveam nici inițiate ceea ce am zis. La Izvor, în fața la Alunelu, la Ismail și multe, multe altele. Deci implicare zero. Iar întrebarea pe acest subiect vine la mine. O să ne clarificăm. Și, repet, o să revin cu sarcinile și angajamentele foarte clare pe fiecare componentă, pentru că nu cred că există o instituție astăzi care are în detaliu planificate absolut toate activitățile anual, așa cum este la Primăria Municipiului Chișinău. Conceptul cu privire la comerțul stradal, așa numitele gherete, responsabilitățile delegate în decembrie 2019, trebuia să vină cu soluții în martie 2020. Nu a venit nici în iunie, când am avut acel balamuc cu gheretele apărute peste noapte în parcurile, străzile din capitală. A preluat acest proiect doamna Inga Ionese și pe acea componentă l-a dus la bun sfârșit. Astăzi avem licitații publice, transparente, organizate de către Primăria Municipiului Chișinău și încasate de peste 100 de milioane de lei. Conceptul cu privire la publicitatea stradală. Da, eu mi-am asumat să scot peste 1000 de gherete. Oamenii, în aceste condiții, credeți-mă că nu sunt deloc toleranți. Și conflictele pe care le-am avut, le-am avut eu. Nimeni nu vrea să coboare jos, să comunice cu cei care vindeau țigări și tot așa mai departe. Eu am coborât. În ceea ce ține de publicitatea stradală, peste 2000 de panouri am evacuat și dispozitive publicitare. Da, orașul răsuflă. Și tot eu sunt dușmanul acestor companii. Și tot asupra mea a venit toată această denigrare. De ce spun asta? Pentru că astăzi, după un an și jumătate de dezbatere pe conceptul cu privire la publicitatea stradală, zero. Reparația drumurilor, calitatea lucrărilor, implicarea lui Victor Chironda. Zero. Strada Albișoara, Creangă, l-ați văzut vreodată? Cine trebuie să facă lucrurile astea? A făcut Ilie Ceban în fiecare zi, la ora 6 dimineață. Dar Ilie Ceban e responsabil de blocul juridic a primăriei. Nu este responsabil de domeniul respectiv. Ieșirile în teren. Ați văzut în parcuri, în scoară, în multe alte zone și spații publice. Cu mici excepții. Reabilitarea tuturor parcurilor și zonelor verzi. Sunt multe pe care le-am făcut în această perioadă. Instalarea mobilierului urban. Implicarea zero. Implicarea în soluționarea problemelor în ceea ce privește construcțiile deja existente. Să presupunem că avem o problemă cu Hotelul Național. Întrebarea mea este una foarte retorică aici. Și avem dovada faptului în materialele audio și video de la ședințele operative. Când am dispus să fie făcută o analiză și să fie inițiate împotriva construcțiilor care sunt dubioase. Acțiuni concrete. Adresări concrete. Întrebarea mea este, ce se întâmplă cu clădirea de lângă blocul Gheorghe Asache?
câte demersuri au fost făcute la CNA, la procuratură, la procuratură, la CNA, câte demersuri au fost pe foștii funcționari, pe actualii funcționari, dacă există cineva cu probleme în acest sens. Sau clădirea de lângă teatru de operă și balet, sau Caragiale, Mircea cel Bătrân și multe, multe altele. Eu mi-am asumat să opresc o parte din aceste construcții. Și eu astăzi, în instanța de judecată, mă lupt cu aceste istorie. Proiectele mari. 31 august. Haideți acum să deschid parantezele, că ne tot întrebați când o să începem lucrările. Un an de zile și-a adus oamenii în funcție, un an de zile au desenat un proiect. Ca ce să se întâmple? Să se întâmple că desenul nu corespunde realității și verificatorii nu vor să-și pună viza pe aceste proiecte. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a trebuit să revenim în condițiile șefului de direcție nou și celor care administrează proiectele pe drumuri la pachetul 2, pentru că riscam să pierdem banii, iar verificatorul care deloc nu-mi este, ca să înțelegeți, simpatizant din cât îi cunosc eu, a spus că nu vrea să facă pușcărie pentru Victor Chironda. Și n-are de gând să pună avizile pe acest proiect. Licitația este în desfășurare, peste, sper eu, o lună să începem. Și au fost duse de colegii mei, de direcție, de colegii de la proiectele de gestionare a Bernului. Modelele pentru curțile blocurilor de locuit. Știți că intervenim acum în 35 de curți, în altele trebuie să facem o inventariere amplă, zero. S-au implicat consilierii municipali, s-au implicat consilierii noștri. Zero. Pregătirea, repet, informații ce ține de autorizația și autorizarea lucrărilor de construcții cu încălcarea cadrului legal. Sper să fie făcută publică în scurt timp. Dar până două săptămâni, când am solicitat raportul, zero. Calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor și trotuare. O să revin la acest subiect, un exemplu foarte pertinent. Actualizarea proiectului de reabilitare a străzii Mesager ca și continuitatea străzii Albișar, pusă sarcina în mai anul trecut, până în octombrie. De ce? Ca toate aceste lucruri să poată fi planificate bugetar pentru anul curent. Zero. Au fost preluate colegii mei, acum se lucrează. Conceptele și anunțarea concursurilor pe reabilitarea grădinii publice și a scoarului catedrale. A rămas la nivel de discuție. Am avut un acord semnat cu DAS. În martie anul trecut a fost pusă sarcină. Iarăși pentru a putea planifica, începând cu luna octombrie, aceste lucruri. Este preluat de colegii mei. Plan urbanistic general. Când ne tot întrebați când, a tras mâța de coadă un an de zile, cu tot felul de ping-ponguri. Abia acum suntem la sarcina tehnică. Grație implicării diferitor colegi. Strategie de dezvoltare sau planul de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău. Ceea ce facem cu colegii din Federația Rusă și alți colegi din alte țări. Dacă nu mai implicam eu în luna septembrie, astăzi era tot zero. Documentul este practic finalizat. Și urmează să fie prezentat în scurt timp. Politicile în domeniul transportului public. Procurarea de noi unități. Este președintele grupului. Dacă întrebați detalii, o să vă amuzați. Și avem imaginele video unde oamenii discută, se implică, lucrează și cineva stă în telefon, probabil în Facebook. Acest proiect a fost dus integral de colegii mei din cabinet. Vadim Mitru, de colegii consilieri, din diferite fracțiuni. Alex Trupca și mulți alții. Ca să cunoască lumea cine s-a implicat.
Am tot solicitat și practic nimic nu s-a îndreptat și în alte cazuri. Repet, stopări de construcții eu mi-am asumat. Și eu sunt astăzi tras prin toate instanțele de judecată. Și am zis, n-am fost nici, nu sunt comod pentru foarte multă lume. Începând cu cei care sunt cu gheretele, subteranele, publicitatea stradală, cei care le-am scos tot felul de inscripții, construcții, pentru că vreau ca orașul să arate altfel. Nu vreau să mă expun aici asupra proiectelor fundamentale pe care le puteți vedea, cum ar fi prelungirea străzii sau bulevardului Mircea cel Bătrân, unde astăzi încă suntem cu puzul la faza de intrare în CMC. Industrială, că tot îmi pune acolo lumea, dar când faceți, domn primar? Zona de amenajare a râului Bâc. Repet, supravegherea proiectelor pe Albișoara, Creangă, Pușkin, Bodone. Ca să revin. Țineți minte incidentul cu... Pentru că de Pușkin, Bodone era responsabil domnul Chiron, da, pentru supraveghere. Incidentul de la columna. Când s-a pus pavajul, s-a ridicat pavajul, s-a pus rețeaua de contact și s-a pus înapoi pavajul. De ce? Pentru că o lună de zile n-ai fost în șantier. Nu este responsabilitatea dânsului? A cui este responsabilitatea atunci când sunt proiecte atât de masive și mari? Doru Ilie Ceban nu vine să-i transmită, sau Inga Ionesi să-i transmită conceptul pe forul investițional, sau Ilie să-i dea toate proiectele și toate lucrurile pe partea juridică, sau doamna Cutasevici să vină cu educație online, sau cu acele instituții educaționale pe care le reparăm acum. Fiecare are domeniul său de competență. Și trebuie acolo să-și facă munca. Da, a inițiat concepte de proiecte pe bani din exterior, cu experți străini. Iată acum când a revenit, cu mare fast, știți că acei experți care au prezentat acel concept de plan de mobilitate se aflau prima dată la Chișinău. Adică, fiind nu știu unde departe, au făcut recomandările pentru municipalitate. Așa cum fac unii din cabinete și pe Facebook. Știți care este costul implementării acelor proiecte care poate arată, nu rău, 8 miliarde de lei. Peste 8 miliarde de lei. Întrebarea mea retorică este, dar cineva s-a gândit cum putem face lucrurile astea? 8 miliarde de lei, asta nu este nici capacitatea noastră de îndatorare, că este la 30% din buget, dacă să ne îndatorăm. Situația reală în teren este cea care este, iar acoperirea cheltuielilor astăzi o să ne dea bugetul de stat, nu cred. Nu cred. Dar ca să aduc o paralelă și să fie foarte clar și explicit, știți de asistența promisă de Uniunea Europeană? 600 de milioane de euro. Pe cât? Pe 3 ani. Pe ce? Pe toate domeniile de intervenții legate de agenda de reformă. Deci aproape aceiași bani pe care propune, iarăși, legate de desene, domnul în cauză. Eu pot enumera la infinit aceste întârzieri, pentru că, repet, nu contează că sunt în țară sau sunt peste hotare, sâmbătă sau duminică. Eu fac tot posibil ca lucrul din capitală să se miște. Și pe toate subiectele menționate lucrează colegii, pentru că au fost delegate. Au fost repartizate atunci când am văzut că ne înnecăm în aceste condiții. Repet, multe dintre proiecte sunt în regim manual realizat. Și cu Victor Chironda, fără Victor Chironda, noi vom avansa să finalizăm multiplele proiecte pe care le avem. De infrastructură, de amenajare și tot așa mai departe. Haideți acum să vă spun ce exact
și cu fermitate, deci poate n-am deschis parantezele anterior, a făcut domnul Chiron. Scoarul Eminescu, îl cunoașteți? Eu mi-am luat toate cucuirea. Acum, trebuie să cunoașteți că acest concept, de acest pavaj, de acest iluminat, aparține integral domnului Chironda și colegului Teo Naval, pe care l-a invitat să facă acest lucru. Și a spălat putina atunci când s-au început criticile, pentru că trebuie să lucreze în manușal. Și a fost necesar să intervenim cu Ilie, să aducem vazoanele de flori acolo, să amenajăm spațiul verde, să punem terenul de joacă pentru copii, să aducem biblioteca în aer liber, să punem studio muzical, sonorizare fonică. Pentru ca, într-un fel sau altul, proiectul să funcționeze. Să-l întrebați. Știți alt proiect interesant, extraordinar? Țineți minte stâlpușorii de pe Pușkin Bodoni. N-a întrebat pe nimeni. I-a cumpărat, a dat indicații la direcția transport, i-a instalat peste noapte. Banda galbenă, dedicată, de care nici până astăzi nu s-a îngrijit. E ștearsă deja. Asta este domeniul său de competență. Aroganța cu care a vorbit oameni, noi avem dovada faptului. Și voi aveți dovada faptului. De câte ori v-a răspuns la telefon? De câte ori v-a răspuns la telefon? Așa. Și aceste blocaje au continuat. Vreau aici să menționez un singur lucru. Sunt întrebat des pe rețelele de socializare și eu îmi cer foarte mult scuze în fața oamenilor că nu reușesc câteodată să răspund. Dar am demonstrat, v-am arătat și dumneavoastră cum unii dintre dumneavoastră au solicitat astfel de informații, cam că câte 300-500 de apeluri pe zi sau SMS-uri sau chat-uri diferite. Fizic nu reușesc eu să răspund la toate. Dar rog colegii să răspundă dacă nu reușesc eu. Acum, nu am să dau nume, dar foarte mulți de pe lista de partid pe care a venit domnul în cauză, mă tot cicălesc pe rețelele de socializare și mi arată că, uite, acolo trebuie să fie drum, acolo trebuie să fie asfalt, acolo trebuie să fie, uite, nu arată bine așa sau altfel. Ia uite ce critică avem pe zona asta. Corect, bine, eu am să răspund. Dar este domeniul său de competență. Am început să-i retrimit la o anumită etapă spre persoana domnului Victor Chiron. Pentru că nu eu sunt doar cel care trebuie să răspund pentru asta. Ilie răspunde pentru problemele sale. Doamna Cutasevici răspunde pentru problemele sale. Inga Ionesi răspundea pentru problemele sale. Olga Ursu o să răspundă pentru probleme din domeniul de competență. Și fix așa, fiecare membru de cabinet. Haideți să nu băgăm capul în nisip castruțul. El a avut și are în subordine foarte multe direcții, care colaborarea a fost cea care a fost. Repet, a avut mână liberă să își invite oamenii pe care a avut. Nu a fost ceva de genul că, uite, eu recomand o persoană, domnul Ceban. Și dumneavoastră nu mi-acceptați. Da, am avut discuții pe performanțele unor sau altor persoane, ce este normal. Dar să vină să spună, uite, eu vreau să vin cu persoana asta pentru că eu cred că ea va face față și eu să mă accept, așa ceva nu a fost. Și am văzut că a comentat că nu are angajamente față de mine și nu trebuie să grăbească procesele, că uite, Doamne, eu am mandat de primar și vreau să fac multe lucruri. Așa se exprimă. Și nu poate nimeni să-l grăbească. Eu port responsabilitatea în fața cetățenilor care m-au ales. Singurul lucru pe care poate să-mi reproșeze este că l-am pus să muncească. Iar o altă problemă este că în această muncă rezultatele sunt foarte, foarte timide. Pe mine, după acuși
2 ani de zile nu poate să mă învinuiască nimeni de ilegalități sau de alte lucruri. Și colegii din primărie cunosc foarte bine acest subiect. Da, au existat și există probleme la calitatea implementării unor proiecte. Dar, pentru prima dată, eu cred că și în istoria acestei țări, nu doar a capitalei, cel care a greșit este pus să remedieze și încă din banul său personal lucrurile. Și da, recunosc că dacă există probleme, noi intervenim acolo. În continuare, ca să închei. Repet, nimeni nu a făcut în acest oraș atâtea proiecte pe care le realizăm împreună cu echipa. Da, undeva merge bine, undeva merge rău. Undeva lucrurile trebuie îmbunătățite, le schimbăm pe parcurs și recunoaștem dacă am greșit. Chiar astăzi voi semna dispoziția cu privire la distribuirea atribuțiilor lui Victor Chironga. Și așa cum acest domeniu și direcțiile respective se ocupau alte persoane, așa vor face în continuare. Cu Victor Chironga sau fără Victor Chironga. Dacă până acum mai mima unele lucruri și activități, acum va fi un viceprimar care va veni la muncă, va fi salariat, dar așa cum n-a făcut nimic, nu va face nimic. În continuare, eu cred că dacă este o persoană care se respectă, ar trebui să-și dea personal demisie. Dacă nu o va face, voi iniția eu toate procedurile care se impun. Și așa cum mi-a zis-o mie, dar a spus-o și public, în repetate rânduri, că este gata să plece în cazul în care nu va fi înțelegere. Haideți să vedem cum o va face. Regret că l-am invitat în echipă și am avut așteptări cu adevărat foarte mari. Împreună am putea să facem lucrurile care sunt așteptate de chișinăuieni. Pot să vă spun că îi compătimesc pe cei care îl vor vrea în echipă pe Victor Chironga. Pentru că n-a făcut nimic nici pe cont propriu, nici în echipă. O dirigintă îmi spunea că nu poți fi tu unul bun între toți răi. Dar cam asta s-a întâmplat în acest caz. Și da, ultima, pentru că a fost așa, difuzată de mass media, ultima persoană care a fost demisă din funcție, a fost demisă pentru că nu s-a prezentat o zi la muncă. Iar Victor Chironga a lipsit câteva săptămâni. Mulțumesc. Aștept întrebările dumneavoastră. Repet. Sunt depuse dosarele la instituțiile de drept. Instituțiile de drept să se expună. 1. 2. Ancheta va fi intern pe întreaga procedură și pe implicarea fiecărei persoane la acest subiect. Sunt aici, sunteți motivul de activitate de la lui, de ce n-ați ieșit cu oamenii de conferință la acest debat? Este adevărat. Am spus și am început la discurs că în spațiul public, de foarte multe ori, am menționat că există restanțe pe acest domeniu, pe alt domeniu, la ședințele operative la care participați și dumneavoastră și acest lucru este vizibil. Când am numit persoana, este clar, pentru că este domeniul de competență. Ce nu e clar? Cine se ocupă de parcări? Ce nu este clar? Cine se ocupă de PUC? Ce nu este clar? Cine trebuie să se ocupe de publicitatea stradală? Domnii de la educație? Despre anchetă am vorbit, dacă există cazuri care pot fi menționate, poftim. Suntem gata pe orice caz.
În ceea ce ține de consilieri, am zis, suntem în campanie electorală. Acum fiecare se vrea a face cât mai vocal posibil. Cât mai tare strici, cu atât mai multă atenție îți acordă. Există probe, poftim. Am zis, eu sunt gata și ori de câte ori am fost atenționat, am intervenit. Da, apropo, ca să cunoașteți că proiectul pe Burebista e coordonat de domnul Chironda. Iar proiectul de la Izvor, cu acea monstruozitate pe malul lacului, a fost chiar la inițiativa sa, atunci când eu am lipsit. Și tot așa mai departe. Mansardele de pe Doga. Dacă vreți să continuăm să desfacem acest subiect și să-l dezgâcăm. Și repet, zero implicații în ceea ce ține de construcțiile. Eu sunt în mănuși albe, deci nu trebuie să stricați imaginea, se gândea Victor Chironda. Să-l întrebați câte construcții a oprit. Unde a intervenit? Unde a avut mandat să intervină? Bine, unde a sesizat organele de drept? Câte demersuri are la procuratură pe aceste lucruri? Eu am. Încă? Cred că nu trebuie să le punem toate la urmă. O să revin. Eu cred că m-am expus. Astăzi redistribui toate obligațiunile funcționale, pentru că așa nu se ocupa de ele. Doi. Cred că, în mod normal, este binevenit să-și dea demisie. Dacă nu, voi iniția procedurile legale. Dumnealui a știut foarte bine despre toate aceste subiecte. Și această fumigenă a fost făcută, ținând cont de faptul că era cunoscut că urmează să plece, trebuie să plece. Acum vreau ca toate lucrurile să le înțelegeți și din alte perspective. Nu doar că spun, dar există toți colegii mei, pe de o parte, pe de altă parte avem stenogramele ședinților, pe de a treia parte avem audio, video, pentru că noi ședințele le facem cu înregistrări, marea majoritate. Deci eu pot proba ceea ce spun. Vreau să văd și inversul. Păi am zis, așteptăm tot ce se expune, ce se vor expune organele de drept, ancheta internă și specialiști. Atât. Există specialiști. Eu nu pot să verific absolut toate lucrurile în teren. Am zis că am dispus 1, 2, 3. Aștept informațiile respective. Dacă vor fi neclarități sau necoordonate, dar am zis. Deci, ceea ce se întâmplă cu clădirea Hotelului Național, câți ani are clădirea asta, cum stă așa în paragină? 15 ani de zile. Da? De prin 2007. 2006, cam în starea asta. Cu tot felul de situații urâte care s-au desfășurat acolo. Este proprietate privată. Atenție, este proprietate privată. Că e legal, că e ilegal, cum au intrat în posesie, asta nu este de competența mea să spun aceste lucruri. Dar eu știu ce se întâmplă acolo zi de zi. Întrebați oamenii din preajmă, pentru că noi avem petiții peste petiții. Narcomanie, prostituție, copiii străzii, vagabonzii, bețivii. Întrebați poliție. Ce facem? Mai stăm încă 15 ani, tot așa. Noi nu avem cum să intervenim. Repet, este proprietate privată. Și nu dictez eu, doar dacă nu este reglementat de normele de urbanism. Ilie Ceban în fiecare zi semnează sute de documente. Eu în fiecare zi semnez sute de documente și nu las, acest lucru este foarte bine știut în primărie, nu las nicio hârtie pe a doua zi. Nici una, nici chiar dacă m-am simțit rău sau mi s-a întâmplat ceva. Am semnat și dimineața, dacă vreți să intrați acum la mine pe masă, să vedeți cum stau lucrurile. Și dacă țineți minte cum stăteau anterior la ceilalți cu
dosare câte 500 pe toate mesele și nu se vedea capul din ele. La fel și Ilie Cioban. În ceea ce ține de presiunea consilierilor, asta este relația lor între ei. Și în fiecare zi vine cine vrei. Îmi scrie pe rețele de socializare tot ce vrei. Eu dacă aș reacționa așa, trebuie să mă judic cu jumătate din cei care eventual mă tatonează verbal și nu doar. Eu cred că cu aceste subiecte trebuie să revină specialiștii respectivi și eu am să rog ca ei să revină. Și inclusiv ca rezultat anchetei. Da. Începând cu ziua de astăzi, ieri au fost semnate contractele pentru două sectoare, urmează altele trei sectoare. Știți că nu am avut această posibilitate anterior din cauza blocajelor pe care le-am avut la nivel central. Apropo, iată, de drumuri. Cine s-a preocupat de toate aceste aspecte și în ce condiții? Iarăși, de competența cui ține? Intervenim cu un complex de lucrări. Este vorba despre iluminat, este vorba despre amenajarea parcărilor, trotuare, carosabil, intrările, accesele spre curți, terenurile de joacă, amenajate sau reamenajate terenurile de sport, amenajate, reamenajate spațiile verzi, curățate. Asta dacă vorbim despre aceste exemple de curți pe care le vrem în municipiul Chișinău. Totodată vom interveni masiv în curțile de bloc cu plombarea cât o să reușim în acest an. Obiectivul este unul foarte promițător. Curțile blocurilor locuite, iarăși nu, este de anul trecut. Arată așa cum arată, dezastruos, de zeci de ani de zile și nimeni nu a intervenit pe aceste cale. Poftim? Sunt bugete foarte mari, pentru că ele sunt pe diferite componente. Dacă vorbim de cele 35 acolo, cumulativ sunt aproximativ 70 de milioane de lei. Dacă vorbim de altele, aproximativ 25 de milioane de lei pe alte, multiple adrese, dar cu lucrări mai mici. Acum se pregătesc acordurile cadru pentru intervențiile pe acoperișuri, sticlele, ușile, scările și multe, multe alte activități care sunt aferente curților, blocurilor locuite. Altceva? Am spus nu doar pe Facebook. Și dacă ați observat, eu sunt în teren, în permanență și împreună cu colegii mei. Plus că avem o echipă care mă ajută să administrez. Aveți 13 administratori, așa. Nu mai am 13 administratori. Haideți să... Puteți să-mi arătați. Asta înseamnă că are acces cine vreți la profilul meu. Toate, absolut. Lucrurile sunt transparente, este serviciul de presă care se preocupă de subiectele de comunicare. Colegii sunt în spate, îi vedeți. Nu este nimic care să nu fie cineva în conformitate cu prevederile legislației. Nu înțeleg întrebarea. Cu pagina dumneavoastră personală, cine postează? Eu postez. Nu vă ocupă mult timp treaba asta? Mă ocupă 15-20 de minute pe zi. Distribui pentru că muncesc și vreau să arăt ce facem. Am răspuns nu odată la această întrebare. Nu. Păi am zis că nu. Așteptăm să vedem care sunt în perspectivă ultimelor, următoarelor săptămâni evoluțiile. Pentru că ați văzut ce se întâmplă la Est, ați văzut ce se întâmplă în unele state în Est. Spre mare regret, există un nou val. Specialiștii anticipează că ar putea să existe o problemă și aici, în Republica Moldova, în câteva săptămâni. Până acum e liniște. O să vedem. Deci,
Dacă ați observat, am încercat gradual să intrăm pe aceste subiecte și să rezolvăm problemele oamenilor în dependență de statisticile pe care le avem. Și ședințele primăriei, marea majoritate, le facem în online până acum. E o problemă. O să vă implicăm cumva dacă există o solicitare în acest sens. N-a fost nicio solicitare până acum, de felul ăsta. Răspundem la toate întrebările. N-a fost că sunt întrebări la care să nu vă răspund. Altceva? Vă mulțumesc, o zi bună!